Cam stă pe cap, uite aici așa. A, să le adiu umflătură. Aici mă tăt... acolo, ți-l mai umflat. Aici mă tăt apasă să termin, să termin, să termin, să vadă aia că e gata și frumos. Pentru că avem 2 cm de polistiren sub parchet. Și aici vom continua cu gresie. Asta se va mai monta o sobă, priza asta se va desfința. Se duce canapea frumos avem. Covorul și l-o strâns să nu-l vadă cineva să vină să-mi fure, dar are un covor foarte fain. Îl las împrumut până să... Îl las împrumut. Nu... Te fac stăpână pe tăche în casa asta, mu. Uite ce. Și aici mai trebuie montată plinta în colțișorul ăsta. Lucru de o 4-5 zile. Nu știu dacă am să te inventează mama asta tu. Ce e ciudat că nu mai stai. Ce scule profesioniste aveți. Da, dar unde vii bibolița, domnul? Păi n-am mai putut-o băga în casă, m-am descurcat cum am putut singur. Că e aici softa și nu mai putem să facem șmecherii din aia. A fost o glumă, unii oameni s-au sărit pe noi, că nu suntem nici actori, nu suntem nici... No, e bine, așa cum nu-i. Dar în video de astăzi, pentru că suntem tot cu lucru aici și softa îmi stă pe cap, uite aici așa, a, să le adiu umflătură. Aici mă tăt... acolo, ți-l mai umflat. Aici mă tăt apasă să termin, să termin, să termin, să vadă aia că e gata și frumos. Mm-hmm. Și astăzi vă arătăm evoluția aceste construcții, căsuța noastră de la drum, cum îi zicem? Nu noastră, a ei. A noastră, că și ea zice, noi nu mai avem chibrite, nu mai avem linguri, nu chibrite. Zice, vă invităm la noi, le zice la alții, știi? Uite ce ușă faină și-a făcut, întâmplat de aici din sat, o produs-o cu lemnul lui. Eu am montat-o, astăzi am pus spumă și mai avem încă distanțierul ăsta aici. Dar, în principiu, aici am făcut așa la... mai rustic, avem plintă pe jos, în mare suntem gata. Da, dar de ce se văd țevile alea? Vrei să spui că ești pe opulență, pe chestii de genul? Țevile alea, așa că țevi de cupru, scumpe, nu de plastic? Motivul pentru care n-am putut pune aici plinta este că nu vom monta tocul și n-am avut distanța, dar așa, tocul montat, vom continua acolo. Aici trebuie să torn o șapă autonivelantă, pentru că avem 2 cm de polistiren sub parchet. Și aici vom continua cu gresie. Deci aici ai parchet și ai gresia. Asta e gresia. Și în partea asta se va mai monta o sobă, priza asta se va desfința. Și se va monta plintă de gresie acolo, cred. Mm-hmm. Partea asta altă, avem deja, avem, cât de duce canapea frumos avem. Covorul și l-o strâns să nu-l vadă cineva să vină să-mi fure, dar are un covor foarte fain. Îl las împrumut până să... Îl las împrumut. Așa. Ce gură ești? E a tău? Nu. Te fac stăpână pe tăche în casa asta, mu. Uite ce. Și aici mai trebuie montată plinta în colțișorul ăsta. Lucru de o 4-5 zile. Dar mărunțele din astea. Deci, în baie, mai avem snacks, cum se zice în Anglia, bărunțișuri, astea retușuri. Ce, nu-ți mai știe limba? Avem retușuri de făcut, cum ar fi, câte un pic de silicon pe la plinta asta de la ușă, un pic de rost aici, ca s-a montat-o astăzi, o cam jumătate de metru de faianță per total de rostuit, siliconul de montat în partea de jos și suntem aproape gata aici. Uite tu ce fain e să stai să-ți prezint. Ce duș special. Ce duș frumos o la mama, dar eu pot să viu amun. Că asta e să mă spăl tot picioare, nici nu mai știu să mă duc nicăieri. Vezi? Și aici e confinație, cum am mai zis, poate și în altul. Dar ce e acolo pe jos? Parcă e crăpat. Unde? La piciorul tău, sub piciorul tău. Nu e crăpat, așa e formă. Așa e formă, parcă e crăpat. Că ar vrea să arate la... No. Și ăsta, furtunașul ăsta, nu se poate scurta un pic, să nu atârne așa, nu, să meargă frumos. Nu se poate scurta, că așa e modelul. Cine îl scurtează? Că ea, vezi, are un ștuț la capăt și... sunt de cumpărat, trebuie să iei. Mai scurt, dacă vrei, da. Bun. Deci, siliconul de dat pe jos, mai am de dat aici cu pensula
pe lângă tavan și de retusat cu un pic pe aici colo, dar ne apropiem, ne apropiem cu pas mare de ospățul de inaugurare. Fii atent aici, să-ți arăt. Vezi? Din apeși așa, și mai răsut. Ce drăguț! Apeși așa și vine din cauciu. Apeși așa și mai de jos. Deci, no, trei poziții. Îți dai seama? Trei poziții. Da. Tot tacâm. Mai avem că... Hai să-ți arăt, uite, priza asta trebuie să completezi acolo cu un pic de adeziv și să-i pun masca, că dacă nu completezi aici, nu o poți strânge la poziție. Avem aici, că nu ne-a ajuns faianța, fii atent ce invenție a făcut, că aici se vrea construi un dulap până sus și atunci au trebuit la fix o termina faianța, încă 5 cutile, o comandanie, nu știu unde din țară, au fost ultimele existente pe planeta Pământ. Și se va construi dulapul, boilerul trebuie mutat aici sus ca să ajungă și cablul sub el și să poată avea deci spațiu. Deci trebuie să-l muți? Da, o să-l muți până la urmă, dar mai trebuie 3 metri de țeavă de cupru. Și o să-l muți sus, va ajunge și cablul sub el, va avea și apă caldă și sub boiler va rămâne un spațiu de depozitare pro sau pe, nu știu ce, șmecherii, lingourile de aur și ce mai am mutat, să-și le poată băga aici, să nu știe nimeni că le ține acolo. No. Ghiuvetea mutată. Aici, normal, trebuie făcut curat. Și, uite, fii atent, am făcut acolo o gaură și am scos afară, va avea și afară o ghiuvetă, scurgerea de afară, intră pe sub dulap. Acum, țeava aia gri de acolo, cred că o vom vopsi albă, că nu e așa estetică. Da? Și de aici va fi robinetul de apă rece, că numai apă rece va avea afară și iarna se va opri de aici, se desface semi-olandezul ăsta și se golește. Închide țeavă. Da. Să nu închide. Mă duc aici că e mai frumos. Asta e. Asta e treaba. Ne apropiem de gătat și ne bucurăm că scăpăm din gura soacrei. Nu mă auzi, așa e? Nu te auzi, nu. Mai am de pus, până scap de gura ei trebuie să-i pun draperie, trebuie să-și aleagă perdele, să-și... Ia candelabru, trebuie să-l montez aici. Nu-i place că ai făcut gaură aici pe mijlocul camerei, e treaba aici pe grindă. Da, no. Nu știu cum te-ai socotit tu, că ar fi bine acolo. Rău, rău te-ai socotit. Na, și în bucătărie? Ne arăți bucătărie? Ceva? În bucătărie avem altă problemă, că și-o luat un robinet care nu-i permite să-și deschidă geamul. Și atunci eu trebuie să-i mut blatul mai jos, cu toate corpurile, cu tot vreo 4-5 cm. Trebuie să le dezasamblez toate, să le reglez mai jos cu 5 cm, etc., etc. Da? Și aici și-a mai luat faianță și-a mai pune, dar asta rămâne mai la urmă, ca să-și poată elibera din lucruri, să-și mai aducă dulapuri, să-și mai golească aici, că nu se poate lucra. Oricum îmi place foarte mult cum lucra de ei, hai să-ți arăt. Că eu, fii atent, ăsta teoretic trebuia să rămână așa aparent culoarea asta, știi? Dar iar mă, dacă o dat cu pensula, să vezi că eu e mai avea de lucru, știi? Uite tu ce și-o mă zgâlit pe stătă. Dar așa e când ești, când nu știi zugrăvit, dar te bași tu să faci. Nu, decât să zugrăviți voi așa, mai bine chemați-vă un meșter. Cam asta e treaba. Aici ne-am măsurat, că pot tata la mine să bară. Aici ne-am măsurat gura de corn. Și cam asta este video de astăzi. Spuneți-ne cum vi se pare evoluția acestei construcții. N-am mai avut timp să postăm absolut nimic, că suntem foarte ocupați. Mi-e pare rău că de două zile, nici marți, nici joi, nu știu dacă am postat ceva. Trebuie am postat ceva mărunțișuri de-astea, pastile mici. Dar suntem atât de ocupați și de îngrămădiți. Sper să ne revenim la programul normal, probabil începând cu luna septembrie să revenim la 3 video pe săptămână. Săptămâna viitoare, dacă îi putea joi și sâmbătă, cam așa merem în perioada asta până în septembrie. Și vă mulțumim pentru vizionare, vă mulțumim pentru înțelegere, salutăm pe toți abonații, membrii canalului care ne susțin lună de lună. Vă apreciem pe toți, vă salutăm și ne vedem data viitoare, că eu trebuie să mai amestec autonivelantă să termin aici, că să se usuce, să pun monta presa. Și apoi vin în urmă cu mărunțișurile și concediul ăsta mi-a fost, că lucrez la soacră și bine, că primesc aprecieri și laude, toată lumea mă laudă. Și în comentarii multă lume scrie, vai cât e harnic tu. Deci, câteodată chiar că până și eu cred că s-arnic, știi câteodată la atâtea laude cât te primesc.
Bun. Da, bun. La treabă cu noi. Ce ai de obiectat? Da, până acolo, până ți-am zbălit-o.